Chengdu are un loc foarte special. Aici este o rezervație de panda și gigantică. Da, anume panda gigantică. Apropo, panda gigantică se poate găsi doar în China, în câteva județe din China. Biletele costă 55 de yuan și hai să vedem ce ne oferă. Azi e vineri, dar tot e destul de multă lume. Probabil în weekend sunt încă mai mulți. Mă rog, e un loc unic aici oricum. Doar în China și în toată lumea sunt până la 2000 de panda, giant panda. Problema lor este că nu se mulțesc atât de ușor. Chestia e că ele se pot înmulți doar o singură dată pe an, 3 zile în an, în luna aprilie, dintre care aceste 3 zile cele mai favorabile sunt câteva ori. Și în acest laborator aici se studiază, se analizează, se face însămânțarea pandelor. Avem aici perete un calendar în care aceste 3 puncte roșii sunt acele zile în care se poate să se mulțească panda. Trecem înapoi la Sony, deoarece avem o mică problemă cu Fujifilm-ul. E o problemă de numerotarea fișierelor și o problemă stranie implementată de Fujifilm. Am googlit acum un pic și fără calculator n-am ce face. Așa că azi filmăm cu Sony mai departe. Mai scurt, am văzut primul panda din viața mea. Ia s-a trezit. O, așa e de frumușel. El doarme, n-are treabă. Și de fost, vezi, are așa o blană mare. Dar urechile cele rotunde, va. Vine să-l ia, să-l strâng. Ia aici încă una, mănâncă. Al doilea panda pe care noi îl vedem azi. Nu știu de ce s-a aflat așa într-o cameră cu sticlă. Nu s-a aflat afară. Dar am prins luând prânzul sau dejunul sau cina, că nu știu care, pentru că mănânc 14 ore pe zi în continuu. Și mă uit că nu trage atenția la oameni. Parcă nici nu-i vede, nu știu, nu se fidează absolut de fel. Iată aici încă un ursuleț panda. Cu spatele și mănânc, ca de obicei, ocupația lor preferată, ori mănâncă, ori doare. N-are treabă cu vizitatorii, uite cât stau aici și îl privesc, dar eu sunt tot cu spatele. Uitați-vă la urechi cu mine. Adem mai dincolo, chiar. Nu, și mare.
faci? Îți faci treburile acolo. Ei, când ți-o rușine? Îți faci treburile chiar. Da-ți ca un om. Am prins în cel mai excitant moment. Panda asta. Этот вот этот борт от плины, где ты каждый бамбук, кашку моя минка, семенцы, где флоры сварли. Что это борт от плины, где кожа? Он трюк на маненьке, ну с ней сапа. Aici încă unul doarme. Odihnește mâncarea. Da. Nu știu că la zi fac asta. Acum în viața mea panda adevărat vie în aer liber, doar la televizor și am avut noroc să vedem vreo câteva exemplare, nu știu, vreo 5 cred că am văzut mari. Plus la asta, niciodată în viață nu am bănuit că există panda roșie, nici n-am avut idee că este și aici am găsit-o, am prins-o, nu știu, am văzut-o. Uite-o în spatele tău, una. Vine să fac film cu noi. Deci nu m-am gândit că există panda roșie. E mult mai mică decât astea care se îngrijesc aici. Ai, ce de frumoase! Ai, și e locul lor pentru pisici. Sunt foarte veseli, zburdătoare, nu știu, foarte interesante. Celelalte parcă erau mai leneși, nu știu cum. Dar astea roșii sunt așa de veseli. Gata, au venit copiii, s-au dus, au fugit și panda. Da, e semn de galagie.
Trigger de dumpster. Hello. Hello. Panda roșie sunt mult mai mici ca Giant Panda și în total asta ursulețul ăsta tot ca tare pe cale dispariției, că în total în toată lumea sunt doar 5000 de exemplare. Și ei majoritatea trăiesc la poalele munților Himalaya, în Nepal și în Burma, și cel mai mult stau prin copaci și se hrănesc la fel cu bambu și diferite plante. Aceștia sunt niște ursuleți micuți care seamănă mai degrabă cu vulpea, poate un pic mai rece decât vulpea, și au o coadă mare, lungă și tufoasă la fel ca și vulpea. Și urechile așa de drăgălașă. Și tot spufoș așa ca panda. Dar nu știam, într-adevăr, nici eu nu știam că există panda roșie și sunt atât de diferiți de panda obișnuită. Da, se seamănă mai mult la ochi. Au picăturile astea la ochi. Am găsit și pui de panda. Sunt așa de drăgălași, domnule. Au așa un puf, wow! Și parcă e moale, îmi pare că dacă vârmele între însu, mă fund. E așa de drăgălat. Mișcă când o... Cum au grijă de puii ăștia de panda, le-au întins câte o pătră acolo, stăi pe moale, pe cald, să nu le fie cumva rece. O grămadă de shop-uri cu diferite, nu știu, jucării, elasticuri, dentuțe, fular, căciulițe, tot în formă de panda. Prețurile nu sunt cele mai ieftine, bun înțeles, sunt așa un pic ridicate, dar lumea văd că cumpără, da? Mai ales copiii, toți vor de toate jucării.就等你来呢。我也是。Thank you.
Eu vedeți ce traducere interesantă au aici în China. Și așa e pe tot locul. Authorized area, adică zona autorizată. Și uitați-vă ce somn stă acolo. Și iată și acolo. Zona autorizată cu porțile închise și cu un om tăiat. Ia uitați-vă ce coadă mare ca să iei autobusul acela electric. Trebuie să aștepte că până acolo. Trebuie să aștepte vreo oră de vreme, cred că. Iată să iei autobusul ăsta și te duci prin diferite puncte, dar foarte accesibil pe jos. E, cred că un kilometru pe un kilometru sau hai zici maxim 1.5. Am aflat muzică că am mers în parcul acela național și ne-a oprit în drum spre casă la un restaurant. Am găsit ceva, pare să fie destul de gustos. Iată, eu mi-am luat un fel de ardei cu, cred că e și carne de găină, probabil e piept de pui, dacă nu mă greșesc. Și acum să răcească un pic și să-l înfulec. Și ne-a comandat o supă locală, nu mai știu cum se numește, că nu pot ști ieroglifele. E cu paste, e cu fidea de orez, are salată marină, niște salam și verdeață coriandru, parcă așa miroase, și soia. Foarte gustos. Foarte gustos. Carnea asta e coaptă sau prăjită, nu știu, un sos de soia și nădușită în ardei. Foarte gustos. În fine, supa în opera mi-a plăcut. Nu știu, e cam iute, gras, parcă nu prea are gust. Așa și așa. Am mâncat doar salata de mare dintre însă și atât. Și mi-am comandat niște pui și cartofi friți ca să mănânc și eu ceva. Să-mi plac. În total ne-a costat 54 de yuan.